doamnelor și domnilor, Rona Harter ne anunță că a învins acea boală necruțătoare numită cancer. O vedem chiar acum pe Rona. Bun găsit, Rona! Felicitări! Cum ai reușit? Bonjurică! Păi, în primul rând, cred că am reușit cu foarte multă rugăciune, dar s-a întâmplat și un miracol, pentru că cancerul meu avea o mutație care era extrem de compatibilă cu un medicament care, culmea, nu era pentru cancer de plămâni, ci era pentru cancer de piele. Deci acea chimioterapie pusă pe acest cancer al meu cu o mutație, în loc să fie o complicație și mai mare, Dumnezeu a vrut să fie un miracol pentru mine. Și mulțumesc din tot sufletul, dar îți spun sincer, de aceea sunt foarte jenată când unii oameni îmi cer același tratament, că le zic, nu pot să vă dau eu ce tratament a gândit să dea un oncolog. În mod normal ar fi făcut un protocol normal cu chimioterapie din aceea prin transfuzie, dar făceam șoc anafilactic, eram alergică și în ultima secundă mi-au dat o chimioterapie medicamentoasă. Acum mai am de făcut un ultim scanner pe 17 octombrie și pe 17 octombrie, în mod normal, ies din concediu de boală, nu mai sunt considerată bolnavă și de pe 20 încep concertele în Franța. Rona, mi se pare absolut incredibil, numai Dumnezeu putea să facă lucrurile astea. Deci, practic, noi când vorbeam la telefon îmi spuneai, domne, se anunță metastaze, totul a dispărut? Da, 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 a dispărut totul. Am început să pot să conduc mașina, nu aveam voie, îți dai seama, nici să merg cu mașina, trebuia să merg doar pe jos, în căldurile alea, dar în orice caz eu m-am conformat, eu sunt foarte ascultătoare, ce îmi zice doctorul aia, fac, nu mai am voie cafea, nu mai am voie kiwi, nu mai am voie curcuma, o grămadă de chestii, dar nu contează, adică am ascultat doctorul, am făcut regimul meu normal și acum încep să încerc să scad un pic de excedent. De kilograme pe care ți le adaugă atât de mult cortizol și morfină și toate prostiile, dar astea sunt sechelele de după un cancer normal. Ai un pic de sechele, știi? Da. Un pic de oboseală, dar eu mă duc în fiecare zi la slujbă și cu Dumnezeu așa o țin, știi? O țin cu Dumnezeu înainte și uite că El se ocupă de mine. Lupta a fost a Lui, nu a fost a mea. Când ai plâns de bucurie? Îmi vine să plâng de bucurie în continuu. Pentru că multe chestii cred că se schimbă acum în viața mea și o să te anunț în curând. Îmi vine să plâng de bucurie în continuu, mai ales din ziua în care am aflat deja că jumătate din metastaze au dispărut, adică 28 august. Din acel moment, practic, sunt într-o stare de euforie generală, parcă am 20 de ani, parcă n-am avut niciun necaz în viața mea. Pe bune, am simțit că am înviat și că Dumnezeu vrea să mă învie pentru o viață mai bună. Așa că să știi că pun la cale și un spectacol cu care o să vin la teatrele din România la sfârșitul lui noiembrie până în decembrie și o să cânt laudele lui Dumnezeu în stilul meu, așa cum îl cânt eu din experiența pe care o am Rona, de Dumnezeu în viață. Un singur lucru vreau să fac, Rona, să te pup, să te îmbrățișăm, să ne bucurăm, sărim în sus de bucurie pentru tine și săptămâna viitoare îți promit că mai vorbim o dată ca să înțelegem tot. Doamne, Rona, să plângem de bucurie împreună cu Rona, am vins boala! Aleluia! Aleluia! Să aveți un weekend minunat, așa cum a fost și această intervenție cu Rona. Rămâneți cu focus, toate cele bune!